Revenim în studio la Urban Groove alături de Cărbune și Ozi. Am vorbit despre album, am trecut în revistă o grămadă de picanterii, cum ar fi prima componență a trupei, cum se numea clanul? Homeless Tribe. Homeless Tribe, Homeless Tribe, exact, alături de Macalan, pe care îl salutăm cam totdeauna. Întreaga brigadă 4G și BMC. Apropo, BMC, 11 mai, să fiți acolo. Be there, motherfuckers, să nu pierdeți nimic. Așa, o să fie un super show. M-am oferit să prezint acest show și cred că o să fie blană. Deci o să fie 120% potențial exploatat. Da, cu siguranță. E una dintre trupele mele preferate la momentul de față și Celula de Criză, pe care îi salut. Pace, care și aduc rapul ăla împuțit înapoi. Ăla mai raf, așa, mai... Exact, cum trebuie. Mai murdar. Spuneți-mi voi ce ascultați în timpul liber, ce vă motivează, ce muzică, orice, deci nu trebuie să fie neapărat hip-hop. Bă, frate, din punct de vedere muzical, producție mă refer și așa, mie îmi place Ariana Grande. Nu, în primul rând, rest in peace Nipsey Hussle. Da, rest clar. In peace. Am zis că nu neapărat hip-hop, nu? Da, dar e un artist pe care l-ascultăm amândoi. Da. Hip-hop, da, mai puțin ca să nu ne inspirăm prea mult. Eu, unul personal, încerc să ascult muzică mai mult, ca să fac muzică, să nu fac doar hip-hop. Unul dintre preferații mei e A$AP Rocky, clar. Mă sparge Rocky de fiecare dată când ascult câte ceva de la el, îmi dă maximum. Mă rog, e mai trapper decât rapper, dar... Nu, e ok, are niște piese chiar rap. Da, are și unele rap, dar el, consacrat din punctul meu de vedere, a ajuns pentru trapă pe care l-a făcut alături de Ferg în A$AP Mob. A$AP Ferg, care a făcut o piesă cu primul, a făcut o piesă cu premier, da? Bună tare! Și nu știam că el e din Harlem, deci chiar n-am știut treaba asta. Ferg mi se pare foarte real, mi se pare mai real decât Rocky, care... E Hustler ăla, frate. Da, frate, omul are în sânge pe hustling. Nu, am fost în Harlem, chiar am fost acolo live și eram singurul alb pe o rază de 3 km, cred. Acolo chiar sunt foarte mulți negri, dar cu siguranță mai ok decât în Bronx și în Bronxul de Sud, unde sunt portoricani, mă rog, cu aia te înțelegi mai greu. Cu negri un pic mai ușor. Deci asta... Sângele latin. Exact. Asta ascultați voi, mă bucur foarte mult să aud că ascultați muzică bună și it's all good. Să nu râde nimeni de mine, dar... Din punct de vedere producție, Ariana Grande, care e o mașinărie, mie mi se pare incredibil ce fac oamenii. Are voce, okay. Oamenii care lucrează în spatele ei mi se par foarte tare, adică oamenii chiar au muzică în ei. Se vede clar. Dar voi sunteți convinși că ea scrie textele? Eu sau? Nu cred. Nu crezi, nu? Adică identific elemente care ar putea să-i se potrivească din punct de vedere caracter prezumptiv pe care mi l-am format eu ca imagine în urma ascultărilor. Dar nu cred că scrie ea. Adică să fim serioși, la nivelul ăla nu cred că stă ea să scrie. Ea vine, interpretează, a plecat și a luat banii în șmecheră. Da, ați putea să faceți parte dintr-un astfel de proiect ultramarketat la care să lucreze 10 producători, 6 textiere? Cum te-ai simțit tu să vină unul să-ți dea textul? Uite, Cărbune, dă-l post. Sincer, nu m-aș simți reprezentat. Dar la rapper se face mai puțin asta, oricum. Sunt rapper cu ghostwriter, știi? Da, care... dar probabil nu au perspective proprii și personale pe care vor să le expună și atunci se lasă pe mâinile ghostwriterilor. Și, uite, unul dintre cei mai faimoși este Eazy-E, care nu știu dacă a scris un text vreodată, înțelegi? Dar timbrul lui și flow-ul ăla a fost senzațional. Și ăla a fost Stradaj, na. Băi, ăla a fost Hustler. Era de altfel singurul gangster din grupul ăla, înțelegi? Că Ice Cube era rapperul, toată lumea știa. Da. Și după aia MC Ren a preluat și a scris el după ce a plecat. Cube s-a descurcat extraordinar, practic. Pe mine asta m-a deranjat, că foarte puțină lume l-a creditat pe el cu... Practic el e cel mai underrated membru din N.W.A. și el a scris două albume întregi. Păi, în general, oamenii care fac munca grea sunt un pic mai puțin creditați decât cei care execută rezultatul muncii. Care ies în față, până la urmă. Cum vi se pare scena hip-hop în momentul de față? Se poate trăi? Se poate face un bănuț cinstit din treaba asta? Anumite grupuri pot face bănuții aceia cinstiți din treaba asta. Iar ceilalți pot investi în continuare cu speranța că vor reuși și ei. Deci aici te-ai deschis pe tine, am înțeles. Deci se poate. Se poate, una peste alta, dar sunt anumite provocări cărora trebuie să le faci față, astfel încât să poți ajungi și la bănuți.
În momentul de față, crezi că se poate trăi strict din vizualizări și ce se mai dă pe streaming, media și pe chestii de genul? Sau concertele sunt ceva obligatoriu ca să poți să trăiești ok? Clar, concertele sunt ceva obligatoriu. În primul rând pentru prestația live de care are nevoie ascultătorul. Și ca să răspund și la cealaltă întrebare, din punctul meu de vedere sunt rapper sau, mă rog, artiști care trăiesc din streaming și trăiesc foarte bine, numai că streamuiesc, cum să zic eu, streamuiesc proastă calitate la o supraapreciere a publicului, cumva. Și volum mare. Da, păi până la urmă despre asta e vorba, trafic foarte mare, că de acolo vin bani. Da, da, pentru asta trebuie să ai un anumit nivel de exprimare în strictă concordanță cu nivelul ascultătorului de rând. Corect. Și na. Voi îmi spuneați că, scuze, te rog. Vreau să zic că noi suntem mai clasici oricum și dacă am reușit să ne susținem strict din streaming și traficul online, tot am avea concerte. Deci nu vreți să fiți o trupă de studio? Clar, nu, niciun clar clas, nu. Asta am văzut cât eram mici, asta vrem să facem, asta înseamnă pentru noi a fi artist. Băi, au fost la un moment dat și niște trupe de studio, când eram eu mic, era o trupă KLF, poate știți piesa 3AM Eternal. It's 3 AM. Știi, era... Da. Și ăia erau, ăia nu făceau show. Deci numai concerte, numai studio și atât. Așa au fost și Beatles. Și oamenii au vândut milioane de Beatles, că să ajunsese la 3 pe zi. E alt nivel la care probabil au evoluat. Păi, în perioada aia se putea, știi? Acum practic nu se mai poate și lumea vrea să te vadă. Acum publicul vrea să interacționeze, vrea să țintă vibrația live, vrea să te vadă, vrea să te pozeze, vrea să te cunoască, să te întâlnească cumva, să dea de tine. Fii atent, apropo de treaba asta, o întrebare, așa cum place mie să o pun mai ipotetic așa, un concert cu 50 de oameni care știu toate versurile versus unul de 1000 care s-a barniști. Din ce punct de vedere? Ce preferi tu, Cărbun? Din ce punct de vedere? Al vibe-ului, al... Material sau al vibrației? Băi, te-am întrebat așa, ca și vibrație, știi? Păi ca vibrație, ăla de 50, ăla nici nu încă pe discuție. Situația. Adică tu ești plătit la fel, știi? Dar gen, poți să ai 50 de aia care știu tot sau 1000 care nu știu nimic? Îi aleg pe aia tru. Cred că unul dintre concertele mele preferate a fost așa, cu maxim 50 de inși. Care știau toți. Știam toți. Deja îți dai seama că sunt 50 plus 1 care ești și tu. Știi ce zic? Adică nu mai e un concert susținut de unul singur, sunt și ceilalți 50 care participă activ și atunci e 50 plus 1 în concertul ăla. Vi s-a întâmplat să aveți vreun show care a ieșit ghenă total, adică gen 3-4 plătitori, chestii de genul? Sincer nu mi-aduc aminte, dar am avut niște ghene la începutul... Astea fac parte din orice carieră, adică și Depeche Mode au cântat la... Am avut niște ghene care pe moment m-au descurajat, sincer. M-au făcut să zic în gândul meu, băi, nu-mi vine să cânt. Dar așa? Am făcut-o totuși. Asta a fost într-un trecut un pic mai îndepărtat. Însă, na, fiecare șut în fund e un pas înainte. Și dacă... de ce? Pentru că oamenii ăia, 4 sau 5 câți au fost, ăia și-au făcut programul special cu tine. După aia au venit true pentru tine. Exact. Au venit pentru tine și dacă au venit, trebuie să respectați fie și acei 5 oameni sau câți au fost ei. Nu, ni s-au întâmplat, au venit 13 oameni la Bacău, dau și numele. Am dat toți banii înapoi și am și cântat jumătate de oră, pentru că așa mi s-a părut normal, știi? Foarte tare, foarte tare. Ce... respect pentru public, asta înseamnă, respect pentru ascultătorul. Și am adevărat. Ars-o și cu ei după aia, am stat și o oră și ceva pe acolo. Și erau fine true? Da, vorbesc serios. Și la Galați la fel, așa l-am cunoscut pe Jazz 8. Deci da. La Galați ne-a așteptat, ne-a creat pick-up-urile înapoi cu toată lumea din discotecă. Îl salutăm și pe Jazz 8 cu ocazia asta, super cu mare, băiat. Cu mare drag. Mare drag a fost și el aici alături de DJ Antena, a fost una dintre cele mai reușite ediții. Antena chiar a mixat, a făcut un mix cu Bug Mafia, super exclusiv cum face el și totul a decurs super ok. Ce instrumente live o să folosești acum pe album? Pe album am folosit doar clapă și instrumente sintetice și live în principiu vom merge tot cu clapă. Aș vrea pe viitor să încerc să aduc și chitară, dar rămâne de văzut. Rămâne să avem câteva concerte de probă, să vedem ce și cum. Și aici, bineînțeles, că o să elaborăm. Vă tentează la un moment dat să faceți și un concert, unul cu band? Mai multe. Ok. L-ai întrebat și pe el sau? După mine, cel puțin. Din punctul meu de vedere, îl susțin pe Ozi, dar până la momentul ăla trebuie să ne descurcăm acum
cu felul în care vrem să ne desfășurăm și vedem cum evoluează lucrurile. Că gen, dacă faci o lansare, este mega ok să ai, să ai o chestie de asta live, știi? Pentru că, până la urmă, oamenii vor să vadă parcă un alt fel de show, știi? Și sună altfel cu, da, muzica cu instrumente live. Ideea e că grupul ăla trebuie să aibă o anumită chimie, o anumită componență vibrațională și cam la asta se reduce din punctul meu de vedere treaba. Adică în momentul în care găsesc pe aia, n-am nimic împotrivă, chiar îmi doresc să fac, dar până atunci să îi găsesc. O să-i găsiți la momentul potrivit, după ce o să scoți albumul, o să vezi că o să mai fi și căutat, că sunt sigur că o să fie ceva ok. Dacă nu, îl fac pe o zi, omul orchestră, că și așa știe, păi, la mai multe la instrumente. La ce instrumente când ți-o zi, azi? La pian slash orgă în principal. Așa. Și apoi am mai învățat de capul meu la chitară, la bas, la tobe. Deci tu ai putea să tragi un album live, nu? Până la urmă. Da. Dacă te-ai chinui. Da. Spune-ne și nouă, cum să tragi o tobă? Câte microfoane îți trebuie? Minim... O baterie, de fapt, am exprimat prost. Vreo 6, minim. Ok. Depinde câte piese are, dar așa un set de tobe standard, cam 6 microfoane. Deci, pentru...